găsit la știrile din sport. Peste 30 de echipe de fotbal copii s-au întrecut sâmbătă și duminică la o nouă rundă a Cupei Municipiului Reghin, ediția a noua. De această dată s-au aliniat la start formațiile categoriilor de vârstă născuți în 2002, 2003 și 2006. Partidele s-au disputate la bazele sportive din Reghin și Morăreni pe teren sintetic. Turneul este organizat de cluburile de profil din zona Reghin cu sprijinul primăriei și Consiliului Local. La finele acestei săptămâni sunt programate confruntările celor născuți în 2001, 2005 și 2007. Duminică 28 februarie s-au desemnat cele mai bune echipe participante la Cupa Municipiului Reghin la fotbal, turneele rezervate categoriilor de vârstă 2002, 2003 și 2006. 9 echipe de 2002 s-au întrecut la baza sportivă de pe strada Iernuțeni. Cei mai buni au fost reghinenii de la CSS. Pe locul 3 s-a clasat LPS Târgu Mureș. După cum se știe, finala competiției a adus echilibru foarte mare și învingătoarea s-a stabilit doar după loteria loviturilor de departajare. Pe locul 2 s-a clasat în mod meritat echipa Atletic Burghiu. Câștigătoarea celei de-a noua ediții a Cupei Municipiului Reghin este echipa CSS Reghin Roșu. Turneu reușit, echipele mulțumite, noi foarte mulțumiți, deoarece am reușit să câștigăm acest turneu de pregătire. Am rulat toți jucătorii, am făcut și 3 echipe ca să joace și uite, am ajuns la finalul cele de-a noua ediții la categoria 2002. Eu zic că o competiție reușită, deși noi jucăm deja pe teren mare, dar așa, din punct de vedere al jocului și a jocurilor, mă interesează mult și jocul și o competiție destul de reușită și rezultatul destul de bun pentru mine. Am pierdut un singur meci. Eu sunt mulțumit pe ansamblu așa de jucători, de condiții, de arbitraj, de tot. Un turneu foarte benefic pentru noi. Am jucat cu echipe foarte puternice, ne-am descurcat bine și nu pot decât să mă bucur că suntem pe un trend ascendent. Dacă e să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă în campionat, cum stați acolo? În campionat suntem pe locul 7, într-adevăr jucăm la 2001, e puțin mai greu acolo, fiindcă echipele sunt mai mari, jucătorii sunt mai mari cu un an decât noi și ne e puțin mai greu, dar încercăm să ne descurcăm și din vară vom juca din nou la 2002. Mă cheamă Opri Adrian, am 13 ani și joc la clubul sportiv școlar CSS Reghin. Diploma este de cel mai bun portar, luat la turneul... Spune-mi cum a fost pentru tine. A fost o experiență de neuitat și mi-aș dori să se repete. A urmat festivitatea de premiere a categoriei 2006, unde au participat 12 echipe. Cupa din acest an a plecat la Odorheiul Secuiesc. Cu această ocazie dorim să mulțumim primăriei și Consiliului Local pentru sprijinul acordat. Deci, pe locul 3, Best Kids Reghin Albastru. Pe locul 2 s-a clasat echipa Inter Vișoara. Bravo! Pe locul 1 și câștigătoarea celei de-a noua ediție a Cupei Municipiului Reghin s-a clasat echipa CSS Odorheiul Secuiesc. Consider că a fost un turneu reușit din nou și această ediție a Cupei Municipiului Reghin la categoria de vârstă 2006. Chiar și pot să vorbesc și despre 2003, categoria 2003 de la Morăreni. Și de această dată totul s-a desfășurat conform organizării.
Toată lumea a fost mulțumită și sperăm să revină cu plăcere la Reghin. Aveți și rezultate cu care puteți să vă lăudați. Da, da, avem din nou rezultate foarte bune. Am reușit să obținem locul 3 la categoria de vârstă 2006 și golgeterul competiției tot de la clubul nostru, Sornel Bocșcoi. A fost foarte bun adversarii și a fost un turneu foarte, turneu de pregătire foarte bun. Că weekendul viitoare o să începe campionat de județean și a fost foarte bun turneul ăsta. Cum stați în campionat? Sunt în locul 2 la județul Harghita și vrem să câștigăm și acolo când se termine campionatul județean. Concluzia mea este că în zona Reghinului există o activitate foarte activă ceea ce privește fotbalul. Deci Deda, Reghin, Gurghiu, zona Văii Mureșului, zic Mureșului de jos, Gornești și îmbină foarte armonios categoriul de vârstă. Deci astăzi am avut plăcerea să văd categoriul de vârstă 2006-2002. Sigur, n-am văzut la Morăren că erau 2003. Sper că săptămâna viitoare iarăși să-mi câștig ceva din experiență și să selectez cei mai buni copii și să ne dea Dumnezeu sănătate să-i vedem cât mai mult. La turneul categoriei 2003 disputat la Morăreni au luat parte 10 echipe. Pe primul loc s-a clasat FC Bistrița, urmată de CSS Brașovia și Gaz Metan Mediaș. La finele acestei săptămâni vor avea loc meciurile categoriilor 2001, 2005 și 2007. Peste 60 de echipe și-au anunțat participarea până la această oră.